reușit și astăzi să fac 30 de kilometri. E foarte, foarte greu pentru că temperatura apei încă este foarte scăzută după ce apele inului au intrat. Și pur și simplu am un fel de oroare de apă deja, un frig care vine și din exterior datorită condițiilor, dar și un frig care vine din interiorul meu după ce acumulez un pic de căldură. Mi este foarte, foarte greu să intru din nou în apă, pur și simplu nu-mi vine să intru. Dar trebuie să mă lupt cu mine și practic asta este lupta pe care trebuie să o dau zi de zi. Ceva diferit, face ceva greu de explicat. E un exemplu pentru multă lume, da? Tărie, de perseverență, calități care astăzi nu le mai găsești la foarte multă lume. Mai ales mi-a plăcut faptul că e un bibliotecar. Da, am și vrut să dea un autograf pe carte. Pe aici a trecut Avram. Asta e dovada. Curajul cu care am îndrăznit să fac așa ceva, mai ales că nu e un sportiv de performanță sau mai mult decât curaj trebuie nebunie să faci așa ceva. Pentru că nu e un lucru care poți să-l faci o alergare sau ceva, sau să urci un munte, nu? Să facă drumul ăsta așa de lung în not. Deci așa ceva... Nu știu dacă o să mai întâlnească cineva vreodată, dar... Din Germania până în România, până în patria noastră să meargă în or. Tot respectul pentru el. Îți pui inima ta în joc. E cam tot, nu?